dimineața asta vom vorbi de relații la distanță, dacă sunt ele sau nu în siguranță, dacă poți avea încredere sau dacă vor merge, dar din păcate nu știe nimeni cum vor de merge. La început suntem fericiți că totul merge bine și suntem încrezători că așa va fi și mâine, dar niciodată nu știm ce ne rezervă viitorul și ne gândim cum să ne întâlnim că ne apucă dorul. Câteva dintre ele merg destul de bine, știi că avem pe cineva care poate să ne aline, măcar la telefon, dacă suntem la distanță și ne mai trece cât de cât până dimineață. Dar totuși ne gândim la ce sunt bune astfel de relații, că suntem toți singuri și trecem prin diferite situații. Acum lumea este rea și te vorbește pe la colț și până la urmă tot e satul și le dai peste clonț. Distanța este pentru a te întări și nu pentru a te dezamăgi. Să ai încredere, pe o distanță mare este ca și cum ar rămâne fără contact de stare. Distanța este pentru a te întări și nu pentru a te dezamăgi. Să ai încredere, pe o distanță mare este ca și cum ar rămâne fără contact de stare. Mi-a povestit odată cum este o relație la depărtare cu o fată. Zicea că așa înveți să ții la cineva și poți să ai încredere acolo undeva. Dar nu poți să știi pe cine cunoști, pe ne, n-ai de unde să știi ce persoană ești, indiferent. Dacă se poartă frumos nu înseamnă că e de treabă, și chiar dacă se jură nu poți să crezi o boabă. Mai ales pentru fete e destul de periculos, dar ele chiar văd ceva spectaculos. Zic că se iubesc, dar se văd doar pe o cameră web. Și gândindu-mă la asta, mă tot întreb, frățioare, ce relație o mai fi și asta? Oare chiar există relațiile la distanță? Poate că există, dar sunt prea puține. Aș vrea și eu să văd cu ochii mei măcar una dacă ține. Distanța este pentru a te întări și nu pentru a te dezamăgi.